Martorii au povestit că tragedia s-a produs după ce șoferul unui autoturism înmatriculat în Anglia, care circula cu viteză pe carosabilul umed, a derapat în curbă și a intrat pe contrasens, unde s-a izbit violent de alte două autoturisme care circulau regulamentar. O persoană a sunat la serviciul unic de urgență 112 și a anunțat că în cele trei autoturisme implicate în accident sunt 6 persoane, două dintre ele fiind grav rănite și încarcerate. Da, pe DN1 la kilometru 121 cu 600 de metri, la ieșirea din Sinaia, pe sensul de coborâre către București, conducătorul auto matriculat în Anglia, al unui BMW, se pare că a pierdut controlul asupra direcției și datorită neadaptării vitezei la condițiile meteo rutiere, drumul în curbă la stânga și ploaie carosabil umed, ocazie cu care a intrat în derapaj, a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu alte două autoturisme ce circulau regulamentar pe sensul către Brașov. Din accident a rezultat decesul la două persoane, ocupanții autovehicului BMW și rănirea celui de-al treilea din un alt autoturism, respectiv din Toyota. La fața locului s-au deplasat echipaje ale poliției, ale ISU Prahova și ale serviciului de ambulanță Prahova, iar în zona în care a avut loc accidentul rutier, traficul a fost îngreunat, sensul de deplasare București-Brașov fiind blocat temporar. Bărbații, tată și fiu în vârstă de 42 și 20 de ani erau inconștienți când au fost scoși dintre fiarele contorsionate ale mașinii, medicii nemaiputând să le salveze viața. Dintre ceilalți patru, trei au scăpat fără leziuni, iar șoferul unuia dintre autovehicule a fost transportat la spital cu traumatisme minore. Poliția continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul rutier.